Revenită în această vară în Divizia 1, echipa de volei Steaua București are în urmare noul sezon competițional. Pregătită de către antrenorul Silviu Oance, echipa din Ghencea a făcut până în acest moment șapte transferuri. Ciprian Matei, George Gavriz, Nicolae Ghionea și Alexandru Mușcină s-au întors la Steaua după o aventură de 2 ani la ACS Volei Municipal Zalău și își propun să realizeze cât mai multe lucruri frumoase la Clubul Roș Albastru. Cum a fost reîntoarcerea la Steaua? A fost o reîntoarcere plăcută, deoarece în cei doi ani petrecuți aici la Steaua, m am simțit foarte bine. Pot spune că Steaua este a doua mea casă. Aici mă simt foarte bine, am avut parte de susținere din partea tuturor. Mă bucur că am primit, am primit ofertă, din nou să, să mă întorc. O să fie un proiect frumos în, în următorii ani și să, să facem o treabă frumoasă pentru a câștiga Fostul jucător în Ghencea în perioada 2010-2012, Ștefan Romanescu s-a întors la Steaua cu inima deschisă și este nerăbdător să revină în sală la competiții. Afectat și din punct de vedere financiar de pandemia de coronavirus, Ștefan e decis să aducă în Ghencea titlul cu numărul 18. Avem un proiect foarte frumos și ambițios, și anume cucerirea titlului cu numărul 18. Cât de greu a fost să stați departe de sală? A fost foarte greu din cauza pandemiei. Mulți dintre noi am fost nevoiți să, să pierdem și o parte din bani pentru că astea au fost condițiile la, la echipe. cel mai greu a fost să stăm departe de, de mingi, de obiectul muncii, cum ar veni. Fiecare ne-a mai întâlnit pe unde am putut, prin parcuri, prin, cu bicicletele, cum am putut. Dar ne-a lipsit foarte mult colectivul, colegii și Mingea, bineînțeles. După ce a evoluat 10 ani în străinătate, Mircea Peța a lăsat campionatul Franței pentru cel al României, fiind pregătit să facă performanță cu Steaua București. După 10 ani în străinătate, ai ales să revii în țară să faci volei la Steaua. De ce? A fost o dorință de-a mea din copilărie să mă întorc. Cum te-au primit colegii la Steaua? Cu majoritatea am jucat la lot, la juniori. Acum aștept, sunt curios cum va fi, dar sunt optimist. Marius Iftime a susținut în ghencea de la știința Baia Mare, iar anul trecut a devenit campion național la volei pe plajă. Optimist din fire, Marius dorește să se integreze rapid în noul colectiv și să readucă Steaua în fruntea voleiului din țara noastră. Marius, în primul rând, bine venit la Steaua. Cu ce gânduri și cum te-au primit colegii la noul tău club? Păi am venit aici uh, cu gânduri bune. Am venit să mă autodepășesc, să joc mai bine. Uh, să fac performanță. O echipă tânără o echipă cu gânduri mari. Mă bucur că fac parte din această echipă și sper să ne îndeplinim acest obiectiv, spre să criticăm titlul cu numărul 18. Până în acest moment, Federația Română de Volei nu a comunicat o dată oficială de începerea sezonului 2020-2021.